Cel mai ieftin jocul le găsești pe eneba.com, inclusiv jocul de astăzi, Euro Truck Simulator 2, îl găsești la 5 euro și dacă folosești codul Andrei Ro, mai primești încă o reducere. Salut retror, eu sunt Andrei și bine am regăsit la un nou episod dintr-o nouă serie de Q&A la volan. După cum vedeți, suntem pe Euro Truck Simulator 2 cu un camion foarte mișto personalizat, cu un trailer, după cum vedeți, Andrei Ro, cu bannerul canalului și că suntem la circa aici, ești nebun. V-am întrebat pe Instagram dacă vreți să facem un Q&A la volan. Am văzut că v-a plăcut foarte mult ultimul live pe care l-am făcut, Q&A la volan, așa că am zis să mai facem. Și dacă vă place și acest episod și facem peste 1500 este 2000 de like-uri, o să vreau să fac și un car vlog cu tatăl meu în care vă răspund la întrebările voastre din comentarii de la acest video și de pe Instagram, așa că lăsați întrebări la acest video ce vreți să aflați de la mine sau tatăl meu în timp ce eu o să conduc, bine mersi, pe un poligon să facem un car vlog practic, ok? Haideți să-i dăm drumul, suntem între față pe harta României la intrare în Deva. Haideți să pornim, scoate frâna de mână și îi dăm drumul. Să ne asigurăm să nu vină nimeni, dăm semnal și ne ducem. Da, deci v-am zis, suntem la intrare în Deva, mă între față, vedeți aici drumul spre cetate în dreapta, dar noi nu luăm în dreapta, ne ducem tot înainte. Eu uite-l pe ăsta cum mi-a tăiat fața, doamne! Aici avem cetatea în dreapta, vedeți acolo cetatea Devei, foarte mișto, am vizitat-o acum o lună, am fost acolo sus, dacă mă urmăriți pe Instagram deja știți probabil treaba asta. Dar nu pentru asta suntem astăzi de aici, înainte să dăm drumul cu Q&A-ul, o să vreau să vă întreb pentru cei care sunteți în Deva, dacă Deva seamănă cum este în acest joc, vedeți aici este o șosea care duce încolo, cei din Deva probabil știți zonele astea. Este principal făcut doar bulevardele și sunt făcute mult mai mici. Vă dați seama, pentru că aici 5 km din viața reală înseamnă 1 km în joc, ceea ce e destul de bine ținând cont de jocul normal, care 18 km din viața reală înseamnă 1 km în joc. Adică e mult mai ok harta aceasta. Da, oricum, mie îmi place destul de ok Deva și seamănă destul de ok cu Deva, că am pus și-o în Deva și am trecut pe aici. E destul de bine. Haideți să dăm drumul cu prima întrebare, guys, și o să intrăm destul de bine cu ceva direct, care foarte multă lume mă întreabă și nu înțeleg de ce primesc atâtea întrebări legate de treaba asta, dar o să răspund odată și sper să nu se mai repete întrebarea asta, pentru că nu-mi place să vorbesc despre viața mea personală. Este dacă am sau nu iubită. Ei bine, guys, nu am iubită în momentul de față. Așa că nu mai mă întrebați, mie ce mai probabil sunt că o să mai repet întrebarea asta și chiar dacă o să am iubită, nu prea cred că o să fac relația publică decât după destul de mult timp. Așa că haideți să depășim acest moment și să trecem la următoarea întrebare. De ce nu ai mai continuat seria cu Mariusel? Oh my god, foarte multă lume m-a întrebat treaba asta, de ce am terminat seria cu Mariusel, de ce am ajuns la ultimul episod, de ce nu am mai continuat. E bine, guys, puteam să mai continui, dar deja erau idei trase de păr, era deja prea trasă de păr seria, nu știu, nu mă mai simțeam confortabil și am zis, bă, hai să nu trag de păr seria, hai să o facem frumos, să închidem seria aici, să nu fie ca alte seriale care au început foarte frumos și s-au terminat foarte prost, tocmai ce am intrat în Simeria, am ieșit de mult din Deva și se pare că în Simeria aici este un stop, cred, care era și în viața reală, care aparent ne pune cam multe probleme. Deci v-am zis, guys, nu-mi place să fie o serie care să fie trasă de păr, să nu mai am chef să mai fac, să nu mai am idei ce să mai fac doar ca să fac de dragul vostru. Așa că mai bine am zis să oprim seria, să facem o serie nouă, mai fresh, cu personaje noi. Așa că dacă aveți propuneri de personaje noi, de roleplay-uri noi, adică, spre exemplu, de mafiot, de mafie nouă, să ne facem mafie cu abonații, să fim polițiști, să sunt o grămadă de posibilități, să fie Miruna copil eu adult, sunt o grămadă de posibilități, lăsați-le în secțiunea de comentarii ce propuneri aveți de episoade noi cu o serie nouă, ok? Să deplasește pe linie, continuă și în deal. Bă, ce nebun sunt boții în jocul ăsta. Atât de nebun să fii să depășești și în pod și pe linie continuă. Bă, cam nebun omul, cam nebun. Uite, Petrom aici pe dreapta, rog, Petrom pe stânga, era să intru în camionul ăsta, e tot ok. Uite, vezi, aici avem București, Nădlac în stânga, pe autostradă, o să urcăm pe autostradă și ne îndreptăm spre Alba Iulia. O să fie destul de mișto.
că urcăm pe autostradă, că așa ne putem vorbi destul de ușor fără să ne mai panicăm că intrăm în cineva, că pe autostradă e destul de ok. Mamă, dar cât de greu se mișcă ăsta. Ia uite și CFR-ul. Am uitat și CFR-ul, guys, cum trece pe lângă noi. Destul de drăguț. Hai, boss, mamă, vine și mie să-l depășesc pe ăsta și cred că o să-l depășesc. Bossule, îmi pare rău să zic asta, dar te miști foarte greu. Mamă, dă-i, n-ați văzut nimica. Gata, mă. Deci înainte nu de la Timișoara, București, Sibiu la dreapta. Aici avem. Spre Sibiu trebuie să o luăm și hai să-i dăm și cu următoarea întrebare. Ce sumă de abonați vrei să strângi până la sfârșitul anului? Nu prea place mie să fac preconizări de genul, dar nu știu, mă. Eu sunt mulțumit de cum a mers canalul meu până acum. Chiar anul ăsta a mers super bine și vă mulțumesc tuturor care v-ați alăturat anul acesta, ați venit abonați noi. Efectiv am crescut la începutul anului, aveam 80.000 de abonați la începutul de pandemie și acum am ajuns să am 133.000 de abonați, ceea ce e un progres destul de mare, zic eu, în atâtea luni. Nu știu, mie, eu nu sunt mulțumit și, să zicem, o preconizare sau așa un target pe care aș vrea să-l am eu pentru acest an. Hai să zicem 150.000 de abonați, poate reușim să facem până la sfârșitul anului. Nu ar fi foarte greu ținând cont de cum am făcut abonații până acum. Așa că dacă sunteți noi, nu uitați să vă abonați și să apăsați pe clopoțel pentru content cât mai mișto. Mamă, du-te frate, du-te. Nu-i lăsa, mamă, dar de ce merge cu 102 la oră pe autostradă? Întreb și eu. Întreb și eu, doar așa. Băi frate, ce-i cu limita asta de viteză, mă? Păi trebuia să decolez pe aici, ești nebun. Înțeleg că-s camion, dar tot trebuia să decolez. Uite mă că l-am comentat data și i-a prins și el viteză, Doamne ajută. Ok, următoarea întrebare și o întrebare foarte pusă la Car Vlog este: de ce nu ți-ai luat permis de 16 ani? Aici este mult de vorbit pentru că la vârsta de 16 ani, dacă nu știați, puteți să conduceți legal pe stradă, dar nu puteți conduce mașini normale, puteți conduce mașini mai mici, care mașinile alea sunt destul de scumpe și nu văd, cel puțin în opinia mea, în situația mea, nu văd de ce să cumpăr una și să fac școala de 16 ani. Pentru că eu stau în București, am atâtea posibilități să mă deplasez, inclusiv una foarte bună pe care o am și o folosesc este trotineta electrică. Și își face treaba de minune, nu stau în trafic pentru că efectiv mă uit cum trec pe lângă trafic, la cât de aglomerat este București, mă mișc mai repede pe traseul pe care îl fac eu. Chiar nu e cazul la orele de vârf, mă mișc mult mai repede decât mașinile. Efectiv ele stau acolo bar la bar, semafor între semafor și eu mă mișc bine mersi pe trotuar cu trotineta, mă duc tată și așa e mult mai bine, nu știu, în opinia mea. Nu o priveam ca o investiție destul de bună să fac școala de 16 ani. Așa mai bine îți investești banii, nu știu, într-o trotinetă electrică dacă vrei să te plimbi, să ai un vehicul. Și niște bani într-un volan, te mai joci acolo un Eurotruck, un City Car Driving te mai ajută. Și eventual pe la 16-17 ani, da, te duci într-un poligon și înveți alături de tatăl tău să conduci, să te pregătești înainte să începi și școala de șoferi. Și o să fii numai bun pentru examenul auto. Cel puțin în opinia mea eu zic că e ok, eu cel puțin așa o să fac, eu o să încep școala undeva din martie, școala normală pentru categoria B, o să fie interesant și o să vedeți acolo povestiri. Ok, următoarea întrebare, că am stat o grămadă la asta, o să te joci și alte jocuri în afara de cele actuale de pe canal. Dai seama că să mă mai joc și alte jocuri și încerc de fiecare dată să aduc jocuri noi pe canalul meu, dar hai să-i dau mai tare. Chiar dacă nu prea e bine să-i dau așa de tare pe autostradă, că nu sunt genul eu care să dea prea tare, dar ne grăbim. Chiar dacă mai avem 25 de kilometri, ne grăbim să nu vă țin aici prea mult. Deci o să te joci și alte jocuri în afară de cele actuale de pe canal. Da, o să mă joc. După cum vedeți, am început și seria de Fall Guys, care este un joc nou. Uite, Romania Map by Alexandru Tim. Aceasta este harta, versiunea, ați văzut și voi, 0.3. Mai sunt o grămadă de versiuni de venit cu mai multe orașe. Harta este mega mișto, vă recomand dacă vreți să o încercați. Și da, v-am zis, o să mai încercăm jocuri noi pe canal. Dar, momentan, nu prea am mai văzut jocuri așa mai populare pe care să le mai încercăm. Știți că eu mă joc destul de multe jocuri, mă joc Eurotruck, mă joc 5M, mă joc City Car Driving, mă joc Fortnite, mă mai joc și Brawl Stars ocazional, trebuie să mă mai joc.
Și sunt și alte jocuri poate pe care le mai facem. Mai facem și un vlog ocazional, mai facem și un car vlog ocazional. Eu zic că suntem destul de diversificați, nu știu, spuneți-mi acolo în comentarii dacă aveți idei de serii noi. Poate și un challenge, nu știu, vedem. Următoarea întrebare este: ce mașină vrei să îți iei la 18 ani? Ei bine, guys, aici este un subiect pe care nu vreau să-l abordez acum. Vreau să-l abordez în următorul episod alături de tatăl meu, pentru că ar fi cel mai caterincă și cel mai interesant alături de tatăl meu, cred că, să vorbim despre acest subiect, ce mașină o să am eu la 18 ani. Pentru că, na, în momentul de față, ai mei au decât o mașină, acea Skoda pe care ați văzut-o. Și o să vorbim mai multe în acel vlog, care o să fie tot la fel ca acesta, un car vlog Q&A. Adică eu o să o conduc o mașină reală, mașina Skoda, și tatăl meu o să citească întrebările, inclusiv această întrebare, și acolo o să vă răspund exact ce mașină și cum o să meargă treaba. Ok? Eu zic că e destul de ok, așa că dați pe butonul de like să facem multe like-uri la acest video, era să zic vlog, dacă vreți să vedeți o parte a doua din Q&A la volan. Am vorbit tata și nici nu am mai fost atent la drum, practic acolo era Sebeșul. Acum ne îndreptăm, mai avem foarte puțin până la Alba Iulia și o să mai mergem puțin până la Alba Iulia să vă arăt și Alba Iulia, ca să nu zic că nu v-am arătat-o. Dar sincer, eu drumul ăsta l-am făcut destul de multe ori, pentru că am fost spre Oradea, spre Cluj, și drumul ăsta trebuie să-l faci dacă vii de la București. Și practic, uite, vedeți Oradea 257, Cluj, toate astea. Și drumul ăsta este foarte bine făcut. Adică până acum am tot drumul ăsta așa, cu trenul ăla pe acolo, cu metroul ăla, hotelul ăla pe acolo. Și avem aici podul, la fel, exact ca în viața reală, avem un pod, Alba Iulia, semnul Alba Iulia pe stânga, un pod mai vechi prin dreapta, podul ăsta, și care stați în Alba Iulia sau care ați făcut drumul ăsta, cel mai probabil știți deja că așa seamănă. Da, cam așa se prezintă, hai să ne primăm puțin și prin centru, aștept cât mai multe întrebări și cât mai diversificate pentru următorul carlo, chiar am chef să abordez cât mai multe subiecte, chiar dacă o să fie mai greu pentru că trebuie să mă concentrez pe condus, pentru că atunci o să conduc o mașină reală, nu o să mai conduc cum e acum, adică aici dacă fac accident, fac accident acolo, dacă fac accident, ho ho ho, dacă fac accident în viața reală, ho ho ho, da, deci cam așa e centrul Alba Iulia, după cum vedeți. Avem și camionul nostru frumos. Turnul ăla știu că este un turn BCR frumos, cu o bancă. Aici e primăria sau ceva, nu știu, habar n-am. Aseamănă așa. Na, cam așa este Alba Iulia. Nu este făcută cetatea pe harta aceasta, pentru că ar fi, vă dați seama că ar fi fost destul de greu la cât de mare e cetatea aia. De obicei nu semnăm așa la șto. Și aici pe dreapta avem un mic mall. Nu, ăsta mă refer, ăsta e Rompetrol. Avem un mall aici cu Altex, H&M, Carrefour, reclamă la toată lumea, gratis de la Andrei Ro. Mamă, ce... Bă, da, grob, e așa strâm și... Uite, vedeți, avem blocuri de-astea comuniste ca la noi România, cum se știe, de 4 etaje. Nu, astea sunt mai mulți. Parcă sunt de mai multe etaje, ale 5 etaje. Mă rog. Da, și acum deja ne apropiem de ieșirea din Alba Iulia. Da, deci cam asta este Alba Iulia făcută în... joc, nu este foarte dezvoltată, vă dați seama că nu poate să facă nici foarte mult, este concentrat mai mult pe drum, să le facă cu cât mai multe detalii, ca în viața reală, și le iese destul de bine. Uite, aici avem Dacia, ia uite, Dacia, Renault Trax cu toate nebunile. Hai să facem aici stânga către Dacia, să ne luăm o Dacia și închidem aici acest episod, guys, deci v-am zis, aștept cât mai multe întrebări, lăsați acolo un like, un subscribe dacă vreți să vedeți mai multe videouri de acest gen pe viitor. Și ne auzim data viitoare. Ciao!